Alertă în județul Timiș. Un criminal periculos este în libertate. Bărbatul a atacat cu o bâtă doi soți care făceau jogging în Făget. Soțul a murit pe loc în urma loviturilor primite, iar femeia este în acest moment în comă la spital. Criminalul Ionel Boldea, de 33 de ani, poreclit Arega, a fugit de la locul crimei cu o bicicletă, scrie Mediafax.ro. Pe drum, agresorul a oprit un tractor în care se afla o femeie și un bărbat, iar individul i-a bătut și pe aceștia. Și în nebunia lui nu s-a oprit aici. A lovit și o femeie aflată în cârje, pe care a întâlnit-o tot pe drum. La un moment dat, bărbatul a ajuns în curtea unui localnic din Temerești, de unde a furat o mașină. În momentul în care a dorit să iasă din curte cu autoturismul, individul a lovit cu mașina un alt bărbat. Ulterior, ar fi abandonat autoturismul furat. Polițiștii au dat deja publicității portretul criminalului, care este căutat acum de un impresionant număr de oameni ai legii. Filtre rutiere au fost instituite în tot județul Timiș. Surse din anchetă spun că Boldea este consumator de droguri.